Dar avem un scop, și anume de a vă ridica astăzi dispoziția. Deci, dați să începem. Prima, următoarea scenetă este prima. Ați urmărit sketch-ul Căderea rublei. Armata este cea mai mare problemă a unui cuplu amoros. Imaginați-vă, băiatul a venit la armată. Зина, ты меня ждал? Да, Ген, тебя ждал. Зина, ты меня ждал, прецис. Ген, серьезно, тебя ждал. Зина, ты же знаешь, ты меня ждал. Ну, тебя ждал, серьезно, ты фу. Ну, я так просто тебя ждал, а ты ждал. Ați urmărit sketch-ul Parada homosexualilor în fața departamentului Fuzia. Și ne liniștui. N-am eu. Așa ești de egoist când mă tot dintre echipa ai microfon. Eu am văzut că voi n-ați avut curajul să mă invitați pe mine. În această cauză eu cu Tudor am decis să venim și singuri. Să vă arătăm ce înseamnă umor, show, spectacol, chestii, trestii, așa-i Tudor. Tudor, ce iar dormi? Ai, așa-i la medicină, dormi pe unde smerești? Deci, nu mi-a plăcut deloc ce ați arătat până acum. Ai ceva mai bun? Eu zic o glumă și tățala moare de râs. I-auzeți, băieți? Da. Hai, dă-ți te aud. Hai, cine îmi spune din ce cauză nu fulge miercul? Tot de la medicină ești. Ai văzut? Că să nu-i fărfui ochii. A fost tare, tare. Ascultă la mine. De ce pe lună nu sunt petreceri? Nu știu. Că nu e atmosferă! Da, pe... E bun, e bun. Dar și pot să spun. Haide, dar să facem ceva împreună și să vedem totuși. Cine ca pe bun? Timpuri? Ca pe timpuri. Da. Deci, toți au nevoie să se distreze. Imaginați-vă că seara în Parlament toți joacă mafia. Bună seara, dragi polițieni! Astăzi vom juca mafia. Poftim câte o carte. Câte o carte. Poftim, poftim. Brega țâni. Deci, toți ați văzut cărțile dumneavoastră, închideți ochii, orașul adorme. Toți închid ochii.
Mafia deschide ochii și face cunoștință. Deci, stați un loc. Domn Voronin, domn Voronin. O, ce mai băieți aici? Ce se întâmplă aici? Eu în diopște nu înțeleg. Ce se petrește? Nu-i creștinește? Nimeni nu ne-a lămurit loc. Nu, stați, vă spun eu. Trebuie de ales victima, victima. Ce victimă? Dar Begra, Bregă, pentru ce m-am luat aici? Lasă. Bregă, stai cu... Și țipă-i poliția pe loc! Un caz la concursul național de poezie. Următorul. Ușa închide. Poate te prezinți? Sunt Petrică Cerneală, zis Peniță. Ei, bun, Peniță, ai ceva să-mi prezinți interesant? Mai întâi de toate vreau să menționez că eu sunt urmașul mare lui Mihai Eminescu. Doamna Burlacu, sorâzi. Vreau să încep cu o piesă dedicată cele mai scumpe persoane din viața mea. Poftim, sună interesant. Astăvară am fost cu mama în Tulcea, pe litoral, și ne-am dat noi cu banana și am sărit noi peste val. Când mama a simțit nevoia să se ducă la spa salon, să se țină în formă fără botex și silicon. Fel de fel de proceduri i-au făcut și nouă dată, dar cel mai tare i-au plăcut proceduri în ciocolată. O, mamă, dulce mamă! Nu știu ce pot să spun eu. Nu-i de nivel național. Mă înțelegi? Înțeleg, da. Altceva, mai serios. O poveste de groază. Poftim. E o bestie ce bântuie pădurea, ce-a însărit ca o scânteie, mult se tem și nu aiurea, că-i nu-i bărbat și nici femeie, ci că are un glas divin, cu care a cucerit un continent, dar tot ne-i rușine să o privim, că are barbă cât și piept. Conchita, Conchita, ce mai faci iubita? Că de când nu ne-am văzut, mult păr pe față ți-a crescut. M-ai lăsat fără cuvinte. Poate ceva mai tensionant? Poftim. Umiditate apăsătoare. A luat sfârșit ultima lecție, trag de ușă, ies afară, traversez o intersecție, urc în autobuz când toți coboară. El merge încet prin cartier, stau așezat, cu greu rezist. În sfârșit, cobor la pasalier, reușesc acasă, tăman la fix. Introduc cheia în broască, dar ceva nu merge bine. Deschide-te odată ușă proastă, căci numai mai puține. Cu chiu, cu vai răzbat în casă, pășesc încălțat înspre veceu. Am prăut prea multă apă, dar vezi ca nu-i de fier. Și picură, afor! Eu nu mă duc nicăieri. Ultima șansă, la șans final. Ceva din actualitate. Poftim, ține-mi de ultima șansă. Asta iarnă n-aveam habar ce se întâmplă la hotar. Mii de oameni pe Maidan protestau incendiar. UE la fel și NATO au făcut și ei cotleata. Rușii s-au trezit deodată și au mobilizat armata. Ci că e pământul nostru, nu-l predăm norului regim. Va pierdă Crim naș poloostrov, mă va bidu ne dădim. Și l-au luat fără ca să tragă, fără să aibă vreun impas. Dar striga o țară întreagă, Vova Putin, niharoșii cel avea. Chișinău, monumentul lui